Emoții la deschiderea noului an academic de la Facultatea de Medicină a Universității Ștefan cel Mare. Viitorii medici au început cursurile la USV alături de colegii lor de la celelalte specializări ale celei mai tinere facultăți de medicină din România. În primul rând, doresc să felicit pe toți cei 427 de studenți din anul 1 care au ales să se alăture facultății noastre, a marii familii pe care le numim familia Facultății de Medicină și Științe Biologice. Bine ați venit în familia noastră, iar pentru cei din anii anterior, bine ați revenit. Ceea ce vedeți aici este o infrastructură deosebită. Este o infrastructură dezvoltată de-a lungul timpului cu milioane de euro, o infrastructură pe care membrii Comisiei de Autorizare din partea ACIS au apreciat-o în mod deosebit, comparând-o cu cele de la universitățile de unde proveneau și acestea erau Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj, Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara, Craiova și Târgu Mureș. Deci aveți o infrastructură deosebită pentru toate programele de studiu și dezvoltăm în continuare. La eveniment a participat și secretarul de stat din Ministerul Sănătății Tiberius Brădățan, însă în format virtual. În sală au fost prezenți numeroși medici care își desfășoară activitatea în Spitalul Județean Suceava și predau la USV. Printre aceștia se numără Monica Terteliu, Valeriu Gavrilovici, Bogdan Bandac, Roxana Filip și Dana Elena Tătăranu. Este o bucurie pentru că, practic, avem în acest moment în Suceava un punct de plecare esențial pentru dezvoltarea în continuare a sistemului de sănătate din România. Vreau să știți, domnule rector, domnule decan, distinși membri ai corpului profesoral din cadrul universității și dragi studenți, că la Suceava în acest moment se face istorie. Vreau să știți că din acest moment avem deschisă o perspectivă largă, o perspectivă serioasă de a putea ajunge acolo unde ne dorim cu toții și anume să asigurăm în zona noastră, în regiunea Bucovinei, a Moldovei de Nord, să asigurăm crearea de profesioniști de calitate, pentru că este un moment de zero, putem să aducem la dezvoltarea asistenței medicale din această zonă, putem să compensăm acea lipsă cronică pe care toți știm că o avem de personal în domeniul sănătății și de ce nu putem să facem performanță, pentru că am auzit vorbindu-se în cercetare medicală. Administrația județeană încearcă să țină pasul și să fie un partener în, cu universitatea în dezvoltarea sistemului sanitar. Sunt și o serie de lucruri care, dacă domnul Brădățan mai este aici, poate le reține, pentru că depinde și de minister, inclusiv ceea ce a însemnat o anumită coordonare în sistemul sanitar, un lucru care a fost evident, necesitatea acestui lucru a fost evident în timpul pandemiei, când la nivelul județean s-a creat o anumită coordonare între unitățile spitalicești din întreg județul și acest lucru a însemnat foarte mult. Dacă s-ar putea instituționaliza acest lucru, ar fi extraordinar. Printre invitații care au luat cuvântul a fost și reputatul medic Bogdan Doroftei, profesor al Universității de Medicină și Farmacie din Iași. Fostul rector al USV, profesorul Adrian Gravur, a primit o diplomă de excelență pentru că a pus umărul la înființarea Facultății de Medicină de la Suceava. În timpul ceremoniei, toți studenții Facultății de Medicină au fost aplaudați. Începem cu Bebelașul, cel mai nou program al facultății noastre, promoția 2024-2030. Jessica Eliza Ciurciun este studenta care a obținut cea mai mare medie în urma concursului de admitere organizat de USV pentru ocuparea locurilor de la programul de medicină de 6 ani. Tânăra a declarat că a visat dintotdeauna să devină medic. În primul rând, este mult mai aproape de casă și asta mă ajută să am o relație mai bună cu familia, dar și să mă dezvolt personal, pentru că asta contează și vreau să-mi îndeplinesc visul.
pentru că și astăzi s-a vorbit foarte mult despre vise și chiar susțin această idee. Am venit aici să-mi îndeplinesc visul. Alături de decanul Mihai Covașă, din echipa de conducere a Facultății de Medicină, mai fac parte prodecanii Andrei Lobiuc, Răzvan Bandac, precum și directorii de departament Alexandru Nemțoi și Marian Melinte.